Contradicțiile recente cu Bia și Robert nu-i prea dau pace doamnei Ianina. Oamenii au capacitatea, adică își trăiesc viețile și au capacitatea, dreptul de a alege cum să trăiască. Asta înseamnă pentru mine că poți să trăiești în rai pe pământ sau poți să trăiești în iad. Când spun că alegi iadul, înseamnă că alegi să trăiești în chin, în suferință, că părinții îți pot ajuta cu una, cu alta. N-aveți decât, dragii mei, asta înseamnă că ați ales iadul. Ați ales orgolii, ați ales eu sunt mai bun, arăt eu, știu eu, ok. La asta duce competiție. Oamenii uită să trăiască, să uită tot la altul. Îl invidiază, îl bârfesc. Te aveți istul de ale tale, dacă îți place cum e la transform la tine, vrei și tu să fii așa, dacă nu, nu. Eu nu oblig pe nimeni să se schimbe, atenție, dar m-am săturat și eu. Și atenție că materialul și cearta a început de la certurile lor și eu nu m-am băgat. Eu chiar nu m-am băgat. M-am băgat când a fost vorba deja urât de tot, șantaj emoțional, care-i familia ta după, ce faci tu pentru mine? Ce să facă, mă? Că ți-a spus-o clar că timpul le va rezolva, că ai foarte multe orgolii și foarte azvârlită, repezită. Îți spun eu încă invidioasă, răutăcioasă, cum cineva e mai bun decât tine, îl respingi, ăla-i dușman. Și dacă nu accept și nu mă accepti nici cum, numai în condițiile tale prin care tu dorești ca eu să te preamăresc veșnic, eu să vă nu știu ce, nu așa merge. Nu așa merge. Și a venit Robert și a arătat, după Bogdan, după alții, a venit Robert și a arătat, ești plină de orgolii și a zvârlită. Timpul va decide. Chiar îmi doresc să stau un anonimat și invizibilă, să-și vadă fiecare de viața lui. Și mă bucur că le-am clarificat, că n-am avut nimic. Ei și-au început certurile, discuțiile și mie martor Dumnezeu și tot live-ul, că nu m-am băgat. M-am băgat doar atunci când s-a intrat cu cizmele în familia mea. Așa ceva, nu mulțumesc. Și Doamne ajută la fiecare și sărbători fericite și atât. După ce a auzit monologul mamei lui Robert, doamna Crina s-a gândit să-i abordeze pe tinerei. Aveți ceva să-mi spuneți? Atunci, aveți nevoie de cuțit? Vă place cum spală Bia vase? Da, atâtea i-aș spune și nu pot. Dar vă rog, nu, spuneți. Nu pot. Nu de rău. Ah, ok. Nu de rău, dar nici în defavoarea mamei, deci nu lasă, mă repet. Eu știu. De voi doi. Deci da, știu. Doamna, credeți-ne că suntem atât de conștienți de ceea ce se întâmplă și ceea ce gândesc oamenii în jurul nostru. No, și numai la asta să vă gândiți și atunci concentrați-vă pe iubire și fără discuții. Dar eu asta am încercat, da, s-a părut săptămâna aceasta. Pentru ce că voi, zile, am făcut ceva. Voi ați coborât din cauza unor prostii. Nu e problemă. Oricum plecăm împreună de aici. De la noi chiar de acolo pleca problema, pentru faptul că el nu se mai baza pe relația noastră dintre noi, deci se consuma cu alte probleme. Și de acolo pleca, de fapt, adevărata problemă. Și Anina, e un suflet atât de bun. Dar noi n-am zis asta. N-am contestat niciodată chestia asta. No, atunci procedați încă. Tu ești destul de deșteaptă să știi cum să procedezi. Și Robert la fel. Eu știu cum să procedez. În momentul de față, eu las situația așa cum este. Să fie o discuție, doamna Anina, închisă pentru totdeauna. Ei doi trebuie să liniștească. Când o vedeți dimineața, mergeți și duceți o cafea. Când faceți ceva de mâncare, mami, hai te rog și mănâncă cu noi. Doamne Crina. Robert, iubirea înseamnă iubirea în jur, când trebuie să plătești de iubire peste tot. Doamna Crina, sunt amândoi încăpățânați în momentul de față. Lăsați câteva zile. El e orgolios. Dar și la fel, știm partea cealaltă la fel. Că el încearcă să meargă, dar îl respinge. Tot e ca și tine. Și tu ca el. Hai să zic. După 3 luni ceva sunt orgolios, mă scuzați. Treacă câteva zile și apoi o să-ți revină amândoi. Dar m-au luat amândoi pe nou în brațe și atunci trebuie să le lăsăm un pic. Nu mai zic ce am avut de spus, v-am spus. Și eu chiar vreau să vă văd. Eu ții, mă, ești ardele în iarnă. Știți care este ideea? Doamna Crina, vă spun lucru pe care eu chiar l-am văzut în emisiunea asta și pe care Robert nu e respectat să-l las în pace. Iubire, mamă, fiu, cum am văzut la Robert și la doamna, noi n-am văzut niciodată, pentru că Robert suferă atât de mult pentru că iubește atât de mult și doamna n-a suferat atât de mult, se consumă atât de mult și face
iubește. Asta pentru că iubește foarte mult și vrea să-i rămână fiul ei pentru totdeauna. Și eu asta înțeleg, dar dacă sunt orgolioși și n-au ce să facă, lăsați cum să-și vină la un moment dat. Răspunsul este nu. Bine, să zic el ce vrea, tu, da. Tu lucrează cu înțelepciunea ta. Nu știți cât de departe... Și stai neutră și atunci nu știți cât de departe poate să meargă orgoliul meu. Apar n-aveți. Da, ești convins. Bine, și ce o să rezolv cu acest orgoliu? O să pierzi niște timp. Da. Bine. Subiectul e închis, relaționarea nu va fi niciodată. Da, Robert! Ai ce joc la nunta ta. Cu doamna Nina, așa. Iar după repriza de îmbunare cu Robert și Bia, doamna Crina proceda la runda 2 cu doamna Anina. Nu sunt din filmul lor acum, dar nu-i nicio supărare, că și eu îmi doresc liniștea mea, filmul meu, ca să nu cumva să mai deranjez, îi lasă să formeze treaba lor Dumnezeu cu ei, că n-am eu treabă cu nimeni. Și eu la fel îi las pe mei să se formeze, stăm amândouă la cafea, vorbim de noi, ce facem când ieșim din emisiune, la ce stațiune ne întâlnim, în care bazin ne băgăm. Așa. Eu acum nu mai am mașină, dar tu ai mașină, da. Hai tu până în Oradea. Da, bineînțeles, dar eu copiii și viu la Oradea. Lasă-i amul cu ei, doamne, noi două, tu. Dar tu nu-i aveai copii acolo? Nu am eu treabă cu ei, eu te-am gândit la bătire. Ei au ieșit împreună, noi am ieșit împreună. Da. Eu la tine m-am gândit, dar bine, sigur că da. Fim sănătoase, Anina, și toate. Da, dar tu, e adevărat ce zici tu. Una e experiența mea de viață și munca autodidactă cu mine și alta am 23 de ani. Eu sunt convinsă că așa erai și tu la 23 de ani ca și el. Același aluat îl aveți. Am e copilul meu și-a fost prâslea și năzdrăvanul meu, știi? Dar eu v-am tot zis, conștiința mea e curată, sufletul meu e împăcat, e ok, n-am nimic, Doamne ferește. Dar cum să ai? Dar eu vreau să-mi văd ale mele, într-adevăr, de ce? Dar care mamă are, Anina, dragă, care mamă nu-și dorește cel mai bun pentru copilul meu? Da, normal. Deci, dar vreau să stau liniștită în același timp, știi? Nu mai vreau să fiu implicată în discuțiile lor, să se cunoască ei. Noi mai pomenim, gata. Exact, deci căsătorii mă interesează, dar facă ce-or vrea, că și mie îmi trebuie liniștea mea și, într-adevăr, ei trebuie să mai cunoască, să sudeze și las. Deci nu sunt filmul ăla, dar nu cu răutate, înțelegi? Doar că nu-i treaba mea și nu mai chef să fiu niciun lor, gata, împinsă, major. O împlinit 18 ani, ești major, împinsă, gata. Nici nu știu cum, și eu stau cu tine două săptămâni la cafea. Vreau ne trebuie. Păi nu, că pe n-avem de la Ana, tu. Oh! Aci lângă mine dorm. În cameră la mame ne mutăm. Uai, domne. Mă mut eu dincolo la ei acolo. Și la mame. Că și așa miră la mai poate după ei. Zi, uite ce idee bună. Mă, ce geniu sunt. Da, ca să se liniștească toată lumea, doamna Nina vorbea la antena Play. Doar că eu ne-am stat în picioare, că aș vrea să stai liniștită. Stilul meu, băi, relaxată, stai tot. Era așa o rumoare în limba, cineva vorbește. Că la antena Play, probabil vorbea cu familia. Da, da. Atât, altceva nimic. Crina, mersi, ne amuzăm, ne întâlnim în Oradea, tinerii își trăiesc viață, nu am absolut nimic de spus. Dar așa în casă, nu știu, când vă intersectați, beți o cafea? Nu. Cum? Nu. Dar și tu ce îi spui mama vă, când te vezi dimineața? Nimic. Bună dimineața! Nu. Hai mă, Robert, oncul, acum exagerați pe bune. Știi cum e, până la bună ziua, îmbrățișare, ok, am înțeles, de pe 22 vă duceți unul într-o parte, unul în alta, nu mai aveți a face, da. Una alta e o chestie de relaționare între oameni. Ok. O să o tratezi pe mama ca pe un străin. Păi când și pe un străin îl saluți, păi când dai nas în nas cu el. Dacă mă întreabă ceva, îi răspund, că am mai răspuns. Bun, dar tu trebuie să o saluți, că în primul rând e o chestie așa, de vârstă. Îl mai tânăr salută pe îl mai mare în vârstă. Ok. Cum e Bianca? Aici mă bazez pe tine să încerc să... Eu nu mai încerc nimic. Am vorbit cu Robert ce aveam de vorbit. Este decizia lui ce vrea să fac. Nici nu pot stau toată ziua cu gura pe el sau invers. Și trebuie să vin în ambele părți, pentru că și noi de câte ori ne punem un living, se ridică cealaltă parte. Atunci...
Eu respind că dacă îi spuneți bună dimineața, cred că vă răspunde. Și vreau doar să spun că mama mea și-a dorit mereu să nu fie vedetă, să nu mai continui subiectul. Ultimele trei materiale au fost mama mea vorbind despre subiectul ăsta. A fost săptămâna trecută, nici măcar în weekend, te rog. Bun, a fost. Acum, dacă așa s-au dat. În weekend te-am mai auzit asta eu. Asta e ce se face dacă nu lucrăm în weekend, ei, slavă Domnului. În weekend te-am mai auzit bun, eu. N-am eu, înțeles, okay. Eu zic că le trebuie. O să-și vină, sigur. Eu zic doar că ne trebuie timp. Și sigur o să înceapă să se și salute și să vorbească dacă lasă din orgoliu. Vedem. Da, mă întristează chestia asta, că mi se pare mult prea mult așa ca reacție pentru o chestie care evident că se va duce. E... Și care a pornit de la ei, adică fiți sincer cu voi doi. Dar fii tu sinceră cu tine, adică suntem că, diferite. Robert, te rog frumos, împacă-te, nu așa, nu vii salvator, că practic tu ai intrat tot, ai inițiat, ok, într-un final am intrat eu, că s-am spus și în mesaj către părinții tăi, domnule, am chiar cu cizmele în viața mea, eu, cu tot respectul, că eu nu fac ordine în familia nimănui. Noi dacă spunem... Adică dacă spune... știe Bia cum să-i pună problema, să-i zic, hai mă, că și noi am fost cum am fost, în timp se vor rezolva, dar dacă tot vine... Mami, măi, adică vine ca și salvator, știi, tu trebuie să te împaci cu mama ta, normal că îi stârnești orgoliu, adică ar trebui un pic fiecare să... Mami, dacă tu împaci cuvinte știi cam de unde s-a plecat. Dacă tu îți faci toată povestea în cap, fără să mă întreb pe mine și când îți zic că nu e așa, tu spui că e așa, de fapt okay. Nu m-ai întrebat pe mine, normal că suntem în filme diferite și că nu avem nicio legătură unul cu altul. Bine. Bine. Ai dreptate, dragul meu. Mulțumesc, tu n-ai. Nu am ținut să am dreptate, îți dau dreptate pentru tine. E ok, eu chiar n-am nicio treabă. Am văzut că tot vorbești despre asta. Noi n-am mai vorbit deloc. Da, am vorbit eu cu tinerii din casă sau așa. Tu ai văzut că noi glumeam, ne amuzam, mai ziceam un alt. Așa mai vorbesc oameni în general, mamele. Păi tu ai spus că nu mai vrei să continui subiectul și l-ai continuat. Drag, era cu câteva zile, eu ce să fac? Dar tu ai spus de mult că nu mai vrei să continui subiectul și a fost. Da. Da. Eu n-am mai vorbit absolut nimic. Crina, te rog să nu mai vii la mine și nu mai vorbim niciodată nimic cât bine, mai stăm în casă. Nu, nu vorbiți despre subiectul ăsta dacă vrei să-l închizi. Păi vorbeam despre vizita la mall în Oradea și un alta și noi, că așa mai vorbesc mamele despre copii, să mai laudă cu ei. Adică tu, nu, ca, tu vrei ca mama să mai vorbească despre tine? Păi ea a spus clar să nu mai deschidem subiectul ăsta, să nu mai vorbim despre păi subiectul ăsta. Păi nu, subiectul, adică cearta de la apartament și de la nume. Despre asta, da, asta, da, asta da, e vorba. Da, ea tot explică și vine, tot explică subiectul ăsta, tot explică, tot explică, tot explică și zi de zi. Dar o aud aici în casă. Eu nu comunic absolut nimic despre asta, că nu mă mai interesează. Ea spune că ea nu mai vrea să fie implicată și ea se implică tot în chestia asta. Da, tu vorbești de ceva de vineri. Noi difuzăm și niște lucruri care, vorbit, că auzit, repet, nu avem vrei. Emisie nici sâmbătă, nici duminică. Uite, cum am luat-o și cu Andreea și cu Bogdan. Deci și... ceva ce s-a întâmplat vineri. Și sâmbătă o mai vorbi, că am urechi, s-aud. Joi ne-a spus să nu mai deschidem deloc subiectul, iar o vorbi s-o da vineri. Nu eu. Da, întâmplător a venit și Nadia azi la mine, am zis ceva la modul general. Deci dacă vine careva, domnule, vă rog frumos, nu mai veniți la mine. Nu că mă apuc eu să mă plâng. Departe de mine gândul de a mă victimiza, de a mă plânge, atenție. Dar, am dreptul. Să vorbesc dacă vreau ceva și eu am drepturi în casa asta. Păi dacă ne spui nouă să nu mai vorbim despre asta deloc. Bun, acum Robert, dacă depinde tu o pui pe vorbești. Mama așa la colț cum o pui acum, că nu păi mai vorbim, nu mai, nu-ți dau bună ziua și la revedere, oamenii văd și vă mai întrebă unul altul. Drepturi, să vorbească când vrea și ce vrea. Păi da, să vorbească, dar să nu spună mie să nu vorbesc despre subiectul ăsta când ea vorbește. Eu cred că se referea la chestia cu casa, omule. Nu, se referea casa, la absolut nume. Tot. Se referea la tot. Se referea la absolut de aici ai zbucnit. Se referea la absolut tot. Și la chestia ca să nume, din nou spun, nu ne-a întrebat absolut nimica, mi-a băgat cuvinte în gură și hopa, cum zice tu așa... Tu când spui chestia aia, te aștepți de la mine că eu să știu care e chestia asta, ți-ați atâția inși, aveți atâtea chestii de că, discutat, că, serios, ce... nu mai știu. Da, mă rog, sport, e un subiect extrem de amplu, de aia asta zic, un milion de chestii acolo. De aia nu m-am mai zbat deloc, că n-am mai vorbit deloc pe subiectul ăsta. Cine vorbește despre subiectul ăsta, acela are o problemă. Atât de simplu. Normal, normal că are o problemă că nu vorbește copilul ei cu ea. Adică și eu aș avea o problemă dacă copilul meu n-ar vorbi cu mine. M-aș gândi, măi, stai un pic, e o situație. Dar este vorba despre faptul că de fiecare dată când ajungem la capricii cu acest subiect, doamna Nea ne reproșează nouă că din cauza noastră ajungem acolo, deși sunt tot materiale cu dânsa când vorbește despre acest subiect. Păi, voi ați inițiat discuții păi, la Milano și apoi, în loc să le fiți lăsat acolo, v-ați apucat voi singuri la petrecere și înainte și tot. Când v-ați certat, voi nici m-am băgat să dat în live. Și tu ne-ai spus că... Dar când ați intrat...
în viața mea, hopa, discutăm altfel. Da, bun, nu, discutăm frumos și acolo. Discuta frumos și domnișoara n-a fost mulțumită și s-a dus pe capul tău sâmbătă la petrecere, duminică dimineața la 2. Că așa frumos se puteau rezolva. Păi tocmai, și acum tot veniți, hai să închem, hai să închem, Robert, împacă-te. Nu. Nu, e bine să fie sincer fiecare cu el. Am păcat, înseamnă vă dat dreptate și asta nu se va întâmpla pentru că nu aveți dreptate în cazul acesta, doamna Nina. Da, scurci, în acest caz, în alte dăți, poate ați avut dreptate și am venit la dumneavoastră. Acum nu aveți dreptate. Da. Și dumneavoastră asta așteptați la noi, să vă dăm dreptate. Nu se va întâmpla. Eu nu aștept asta. Da, da. Aștept păi să dacă fie îi spune fiecare sincer cu el, să spună, bă, adică voi, eu vă dau soluția cum vorbesc cu elevii mei în clasă, cum am vorbit. Eu să le tău. Simplu, frumos, deci măi, oare nu? Și la noi ceva, că ne-a vorbit, nu? Te duci ca și salvator, acum sunt eu aici, stai liniștit, știi, tu e bine să te împaci cu mama ta, dar mama ta e încăpățânată. Deci nu asta e calea, dar nu trebuie să se respecte ce spun eu. Iară, baci cu, deci, mami, efectiv, ne baci cuvinte în gură la fiecare ceartă și deja, bă. Am dreptul să vorbesc dacă vreau ceva. Da, bun, dar nu să răstălmăcești adevărul, că asta nu faci mereu. Nu răstălmăcesc loc. Nu răstălmăcesc rământul la adevăr. Atât. Sănătos. Și nu mai vorbi așa. Nu mai discut despre subiectul ăsta deloc și chiar vreau să oprească discuțiile. Că eu n-am mai vorbit deloc. Da, numai comportamentul vostru îi face pe unul altul să vină la mine, că nu eu m-am dus și nu am vorbit. Ăla a fost un mesaj mai vechi pentru părinții Biancăi. Atât. Că suntem civilizați. Tu să-ți cer scuze de la părinții Biancăi că ne vezi. Și am vrut să ni le clarificăm frumos. Atât. Orice bine. Nu, atât. Doar că, repet, se vede comportamentul vostru și atunci mai vine unul altul la mine. Vă rog, nu mai veniți la mine, că nu depinde de mine, nu am nicio treabă. Doamne ajută! În sufletul meu sunt împăcată, eu mi-am făcut ordine fără să vreau, implicit, pentru că fiecare cu familia lui, când s-a ajuns la situații foarte sensibile, și cam atât, eu n-am nicio treabă cu nimeni. Bun. Și dacă vreți să veniți la mine, eu vă primesc cu inima deschisă, sub rezerva că nu când faceți mie o favoare, ci că sunteți sinceri cu voi și recunoașteți că chiar nu trebuiau discutate lucrurile sub așa formă și în emisiune și subiecte de genul ăsta. Că suntem la show de iubire, de un altă, suntem la show de mame, show culinar, show notarial, etc. Ai dreptate. Pare câte puțin din toate. Ai exact, pare câte puțin din toate, da. Și dacă m-am scandalizat, se vede reacția mea, nu se vede problema de fond. Bravo, mami, bravo. Ai dreptate. Bravo. Ok. Am terminat. Chiar propun să fie încheiat subiectul, vom vedea ce va fi. Te rog, bine, iau pauză acum și încheiem subiectul.